monedă de schimb. Grigorie este un fotbalist de calitate. Totul e să reușesc să-l motivez, să intre în grație. Pentru că Grigorie, în banda stângă, recuperează surdul, minge pentru Alex Ioniță, poziție bună pentru șut. Ioniță îl preferă însă pe Teixeira în dreapta, mai departe către Deac, 1-2 și este un gol foarte frumos, marcat de Rapid. Minutul 51, giuleștenii deschid scorul în primul amical. Teixeira, cel care înscrie, a curs foarte frumos în această acțiune. Teixeira este genul de fotbalist cu execuții formidabile. Da, e fotbalist cu F mare acest Teixeira. De aceea la el se pune problema în urmă de continuitate în antrenament. Iată ce exterior. Din gleznă e șutul ăsta. Aici se va vedea mult mai bine. Iată cât de tare ține glezna. Lovește cu exteriorul perfect. Dacă nu dai bine, faci întorsă. Poți să ai probleme. Spune că nu mai pe exteriorul. Teixeira ne-a arătat la această pauză cam cum se face. O diagonală, Ojo! Și este 1-1. Ce spuneam despre Ojo? Ce preluare! Pasă de 60-70 de aproape tot terenul. Ce preluare reușește acest atacant. Ajutat și de Drăghia, care nu s-a gândit că poate Ojo, dar ar fi în stare de o astfel de preluare. 1-1. Iată un atacant extrem de interesant acest Ojo. Bine, prețul lui de pe Transfermarkt, 1.800.000, cam prohibitiv așa pentru... Iată-o! 60-70 de metri, dar control palon. Ce preluare reușește nigerianul. Am văzut și în prima repriză câteva preluări foarte bune, dar aceasta este chiar de mare clasă. A preluat și a rămas cu poarta goală. Amuzant felul în care a ieșit Drăghia la această minge. La cât de bine și-a preluat mingea, sincer, și dacă stătea pe linia porții sau nu ieșea, nu avea nicio șansă. Corect, da, măcar era acolo în fața lui. Putea să, da, să-l intimideze sau... Dar nu, la cât de bine și-a făcut preluarea, eu zic că îl executa oricum pe Drăghia. Bine, asta nu spus momentul de rătăcire al portarului rapidist. A reușit să ajungă la minge și să nu o vândă foarte repede. Respinge Peter. Haugen a îndepărtat mingea din acea zonă. Crețu n-a mai ieșit continuarea lui Teixeira. Nu este însă nici pas al norvegenilor. Bojovic vine bine cu pas spre Ioniță. Dribling al lui Ioniță. Mingea probabil a trecut în banu, a intrat în poartă. A intrat în poartă, este 2-1 pentru Rapid, gol frumos marcat de Ioniță. Prima reușită a lui Ioniță de la revenirea în Giulești, iată în chiar prima partidă. Arăta lucruri bune, Alex Ioniță. Da, demarcări a cerut mingea acum în adâncime. Prelorile pe care le-a făcut cu exteriorul cu dreptul destul de bune, iată și aici. Îl întoarce din gleznă, șut pe lângă Fakiri. Și mingea nu s-a ieșit din poartă. De lăudat însă și Bojovic. A ieșit foarte bine la intercepție muntenegreanul la acea pasă. Norvegenii prinși descoperiți. Iată și Bojovic a venit cu Ioniță până în poziție de finalizare lângă atacantul rapidist. E final de partidă, 2-1. Rapid Bram Bergen cu goluri marcate de Teixeira și Alexandru Ioniță pentru norvegien, a egalat Ojo cu un gol foarte frumos, cu o pasă de vreo 60 de metri. Fără îndoială pentru Ioniță reprezintă mult acest gol, mult pentru încrederea lui. Iată prima reușită care i-a aparținut cu Teixeira. O pasă mai apus foarte frumos. Iată și pasa de care vorbeam pentru Ojo. Drăghia a dat treabă în altă parte. Da, fundașul dreapta se vasă. Da, diagonală foarte, foarte bună. Și golul lui Ioniță pe o recuperare a lui Bozovic, care a prins total descoperită apărarea lui Bram Bergen.
o fază plecată de la recuperarea lui Bojovic.